Și în acest an, Primăria Municipiului Hunedoara, prin intermediul Direcției de Asistență Socială, a demarat distribuirea de ghiozdane și seturi de rechizite pentru copiii care provin din familii cu venituri mici. Ieri s-au distribuit ghiozdane complet echipate cu cele necesare la școala gimnazială numărul 1. În zilele următoare se va proceda la fel și la celelalte unități școlare din Municipiul Hunedoara, în care există copii care au mare nevoie de un astfel de sprijin, stabiliți în baza informațiilor furnizate de fiecare școală. Momentul începutului de an școlar este extrem de dificil, mai ales pentru familiile cu venituri mici. De fapt, lipsa resurselor pentru a le cumpăra copiilor cele necesare la început de an școlar este unul dintre principalele motive pentru abandonul școlar. Din aceste motive, an de an, alocăm banii necesari pentru a le cumpăra câte un ghiozdan și un set complet de rechizite tuturor copiilor care se încadrează la categoria beneficiară de burse sociale. Anul acesta vor fi distribuite în total 370 de ghiozdane complet echipate, pentru achiziționarea cărora de la bugetul local s-au alocat 60.000 de lei, spune primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu.